Cuvântul Domnului scria astfel, în Eclesiastul, capitolul 19, versetul 9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și fii și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Amin. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu sentimente, cu emoții. Omul are și anumite nevoi, ca să le numesc așa, și toată ființa umană a fost creată de Dumnezeu ca să slujească lui Dumnezeu. Însă, prin căderea în păcat, multe din lucrurile create de Dumnezeu sau dăruite de Dumnezeu omului au fost pervertite. Adică, schimbat scopul lor, rolul lor și folosit pentru diavol și nu pentru Dumnezeu. Putem vorbi despre bucurie, așa cum și versetul acesta spune, bucură-te, tinere. Bucurie este o emoție, este un sentiment totodată, care noi putem folosi în exprimarea noastră când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Dar totodată diavolul folosește și el bucuria, sau cel puțin dorința de a oferi bucurie oamenilor, oferindu-le plăcere sau chiar plăcerea, gândindu-ne de pildă la muzică. Este din cer venită cântare, este, dacă vreți, invenția lui Dumnezeu, muzica. Însă diavolul a pervertit muzica, folosind-o nu în scopul de a lăuda pe Dumnezeu, ci în alte scopuri. Nevoile omului, mâncarea și celelalte nevoi care sunt hainele, pot fi folosite, noi le putem folosi pentru a trăi viața aceasta, însă diavolul poate să ne folosească pentru altceva. Banii noștri pot fi o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Însă diavolul poate să pervertească scopul banilor și modul în care îți folosești bani, nu pentru Dumnezeu, dar pentru lume. Și pot continua lista aceasta cu multe lucruri din viața noastră, a căror scop a fost pervertit de diavol. Însă în această seară aș vrea să mă opresc asupra uneia din emoții, dacă vreți, sau simțămintele cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om, și anume bucuria, veselia, sau ceva mai mult decât atât, dacă permiteți, umor. Simțul umorului. Ironie. E greu, nu am auzit o predică despre umor, tineri și umorul, dar mă gândesc că e nevoie să vorbim despre asta, să înțelegem scopul lui, să înțelegem cum diavolul a pervertit umorul, să știm să facem distinție între umorul sănătos și cel nesănătos, cel stricat, cel pervertit și folosit de diavol. Sarcasm, ironie, glumă, bajocură, satire, fleacă, bancă și așa mai departe. Pot fi multe cuvinte introduce în categoria asta. În primul rând, începem prin a vă spune că există și un umor sănătos. Adică, versetul acesta, când îl ascultam de atâtea ori predicându-se, am dat seama că predicatorii au mare probleme. Cum să-l interpretez? Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, cât ești tânăr, umblă pe căile alese și pe inima ta și plăcute ochilor tăi. Și stăm noi și ne întrebăm, și noi tineri imediat spunem, ăsta sigur e un îndemn, așa? Îl luăm ca un îndemn, da, bucură-te, fii, fă, veselește-te, umblă, și toate astea le privim ca un îndemn, ca ceva pozitiv. Însă apare un cuvânt în mijlocul versetului, dar, adică să fii atent, de o parte ci stă bucuria, veselia, plăcerea, căile alese de inima ta și așa mai departe. Dar, la mijloc, să știi că de cealaltă parte există Dumnezeu și judecată. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Adică există o responsabilitate. Bucură-te, dar ai grijă, bucuria ta într-o zi va veni la judecată lui Dumnezeu. Dacă te-ai bucurat cum a vrut Dumnezeu, sau te-ai bucurat cum a vrut diavolul. Dacă ai avut inima veselă pentru că Dumnezeu te-a mântuit și ți-a exprimat veselia înaintea lui Dumnezeu, dacă ai umblat pe căile alese de inima ta în căile Domnului, împreună cu cei sfinți sau în altă parte, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Deci versetul acesta este un îndemn pe de o parte, dar este și o avertizare pe cealaltă. Există un umor, să zicem, să-l numesc sănătos. Adică eu cred că Dumnezeu
tradizione ancestrale per noi uomini, così sono modo di avvenire. E tu si dice nella sua noi, ci è stemuta. Caccia il Dumnezeu de Dinu și dacă ar citi în Scriptură, dar sunt foarte multe versete, eu doar câteva vă le enumăr din Psalmul 2, Psalmul 37, citiți acasă, cei care aveți concordanța biblică, mai deschideți și la cuvântul acesta, râs, râde și veți vedea că și Dumnezeu te râde în cer. Ne surprinde, e adevărat că ne surprinde, dar eu mai văd doar câteva exemple. Simțul umorului la Dumnezeu. Era acolo în Egipt, copiii lui Dumnezeu, copiii lui Israel. Faraon s-a gândit, vreau să-i termin. Dau o poruncă, toți băieții vor fi omorâți. De acum încolo, toți băieții care se nasc vor fi omorâți. Vreau să extermin poporul ăsta și vreau să nu mai aud de evrei. Să rămână doar fetele, dar cu ele nu-i problemă, se căsătoresc cu alții, că n-au cine să se căsătorească. Și atunci se pierde poporul acesta. Și a pus de gând să extermine poporul evrei. Și Dumnezeu are simțul umorului. Ok, Faraon, pregătește totul, pregătește, pune tot planul tău în aplicare. Moise, băiețelul acela este pus pe apele Nilului. Dumnezeu face ca fata lui Faraon să fie chiar atunci la Dumnezeu. Îl vede, îi se face milă de el și spune, deși știu că e porunca, știu știa că e fidelitatea, dar i s-a făcut milă și a spus, măcar unul. Din milioane de copii care o să moară, măcar unul, dar el nu știa că exact acel unul, acela trebuia să trăiască pentru a duce poporul lui Dumnezeu de acolo. Avea să fie liderul lor. Și îl hrănește. Ba mai mult, Dumnezeu are simțul umorului. Spune, chemați o mamă pe cineva, o doică, spunea. Și chiar mama copilului vine acolo. Deaul a vrut să extermine. Dumnezeu își bate joc de faraon efectiv. Faraon a dat legea să extermine pe în casa ta, tu ai să plătești. Tu ai să îl îngrijești. Tu ai să-i oferi educație. Tu ai să-l pregătești. Pentru că au nevoie oameni ăștia, nu au de unde, că ei n-au instruit, că acum ei pus pe toți la cărăriști. N-au timp să facă școală, facultate, să știe ce așteaptă în pustie. Au nevoie de un om pregătit, un om cu cultură, care să știe să vorbească, să știe să aibă autoritate, un om care să învețe mult. Și chiar faraonul pregătește pe cel om. Și liderul evreilor este pregătit în casa lui faraon. Ce poate însemna asta mai mult decât Dumnezeu stă în cerul, cel și șa din cerul, spre Psalmul 2, și poate să lui. Neamurile se frământă, împărățiile, împărăți, hai să le rupem legăturile și facă planurile lor. Dumnezeu se uită la planurile lor și râde de ei. Același plan poate se copie la Indigo. Un alt dușman al poporului iudeu, Haman. Păi ca vreau să termin cu poporul acesta. O să termin pe Mardoheu, dar și tot neamul lui. Pregătim o zi, pregătim totul, trimitem scrisoare, avem putere, avem legea, avem tot ce ne trebuie și vom termina într-o zi. Ba încă mai mult, el spune, pentru Mardoheu am ceva special. O să pregătesc o spânzărătoare în armă, să știe tot. Tot cartierul știa deja spânzărătoarea și pentru cine este. Dumnezeu pregătește o zi când merge Haman înaintea lui Ahasverus și înaintea împăratului. Ahasverus și pune întrebare. Se plimbau doi oameni, n-au dormit toată noaptea. Împăratul n-a dormit pentru că a citit niște cărți. Celălalt n-a dormit pentru de ciudă că Mardoheu este cum este și nu știa cum să facă mai repede să-l termine. Și iată că se întâlnesc acești doi oameni mici de dimineață. De ce n-ai dormit împărate? M-am tot gândit, știi, m-am uitat în viața mea și am văzut că eu nu prea am fost recunoscător. Mi-au făcut oamenii multe și nu știu, să fiu recunoscător, să ne mulțumesc, să-i recompensez într-un fel oameni. Uite, m-am gândit acum, să încep să dau și o recompensă mai mult. Să-i cinstesc mai mult pe oameni, pe cei din jurul meu m-au ajutat, am văzut cât de mult m-au ajutat pe mine unii oameni. Și aș vrea acum să le dau o recompensă. Și se aprind beculețele la Hamas. Zice, dar cine mai aproape? Și cine n-a făcut favorul împăratului decât eu? Eu sunt cel mai aproape, deci cred că recompensele astea, în primul rând, pentru mine. Și atunci el spune, știi, m-a frământat la dumneavoastră că sunt cap obosit și nu prea am idei în dimineața asta. De aceea, Haman, te rog să-mi dai mie niște idei, cam ce ar trebui să fac eu, că vreau să recompensez unul în mod deosebit, vreau să recompensez orice, nu contează, auzi, nu cu limită, spune ce vrei tu, eu nu vreau să mă gândesc la asta că sunt obosit. Și Haman se gândește, lasă că asta e pentru mine și acum fac rețeta pentru mine. Și începe să spună,
să se dea haine, să se pună cu nună, să se dea calul, să se dea toate astea, să fie un tereditar înalt, să alerge înaintea lui, să fie alai, să fie mulțime, așa să fie, așa să se facă. Și Dumnezeu are simțul noroc. Tot ce a spus Haman, ce se gândea el, e pentru el, Dumnezeu spune, du-te și pe astea, iudeului Mardoheu. Apoi istoria continuă, să știți, spânzurătoarea până la urmă era pentru Mardoheu, dar nu și pentru Haman. Și avem multe alte lucruri când mă gândesc la Iisus și crucea, cei mai mulți teologi sunt de părere că dacă diavolul ar fi știut că prin nașterea Domnului Iisus, prin viața care a trăit, mai ales prin moartea Lui pe cruce, ar fi fost înfrânt El. Și de aici se întemeia împărăția Lui Dumnezeu prin moartea pe cruce, n-ar fi făcut-o niciodată, l-ar fi apărat, numai să nu cumva să fie răstignit. Cred că l-ar fi apărat, ar fi fost mereu ca o gardă de corp. Dar Dumnezeu a pus simțul umorului. Ceea ce i s-a părut diavolului că gata, l-am terminat și am izbutit, l-am înfrânt, l-am omorât, s-a isprăvit. Exact de acolo. De fapt, de acolo a început împărăția lui Dumnezeu cu slavă și putere. Slăviți-o fie numele Domnului. Amin. Mă gândesc la Ilie și prorocii lui Bac. S-au adunat oameni. Într-o zi, Ilie avea să-l simțul umor. Au venit 400 de proroci, 450 de altă parte și s-au adunat oameni. Și așa am spus, începeți voi, că sunteți mai bine, sunteți mai mult. Și aduceți jertfe și să vedem care Dumnezeu există cu adevărat. Dumnezeul vostru, al barilor, al stăpânilor sau Dumnezeul nostru, al evreilor. Și haideți să vedem că un Dumnezeu trebuie să fie un Dumnezeu care să răspundă, pe care să poți consta și îl punem la plouă, îl punem la încercare. Fiecare de Dumnezeu care va răspunde prin foc. Și acela să fie Dumnezeul nostru. Și începe oamenii aceia să strige, cântă frumos, începe să-și facă tăieturi, fac tot felul de ritualuri. Ilie este ca un parte joc de ea, are simțul lor. Și spune, oameni buni, cred că vă trebuie o amplificare mai lungă. Nu se aude tot. Striga ceva mai tare. Oamenii încep să strige mai tare. La un moment dat zice, cred că ar trebui și sânge, că sunt jertfe, palii voștri mănâncă și până mai s-a mâncat nimic. Probabil de asta sunt supărați pe voi și nu vrea să vă răspundă. N-are putere, mai dați ceva să mănânce, începe să stai, să-și facă tăieturi. Au spus, știi ce? Mai așteptați când e amiază. Cred că doarme la amiază. Așteptați, nu mă deranjați. Acum opriți-o puțin, luați o pauză, mai veți o cafea și așteptați puțin. Poate se trezește. Și își bate joc așa de video zi întreagă. Își bate joc efectiv de ei. Și la urmă, Ilie știe acum, și aici vreau să ajungă, prezint dintr-o parte umorul sănătos, dar de altă parte, umorul periculos. Nu intră în zona cealaltă. Pot să dau multe, multe alte exemple, dar închei parcă aceasta spunându-vă că există umorul sănătos, adică o inimă veselă este un bun leac să fii un om cu simțul umorului, un om pozitiv, asta ajută și nu de mult citeam, foarte multe boli pot fi prevenite dacă cineva este un om pozitiv, un om deschis, un om care are spiritul umorului, unul care mereu poți omorâ, unul care o inimă băhnită, asta zdrobește, te-a terminat cu sănătate. Chiar și asta, simțul umorului, chiar asta, multe spitale din lume mai moderne folosesc terapia râsului, terapia umorului, pentru anumite boli. Oamenii trebuie să fie veșe, că pot să fie ajutați în recuperarea lor, în reintegrarea lor. Dar există pe cealaltă parte și acum, aș vrea să vedem partea cealaltă, umorul periculos. Adică de acolo l-a luat umorul și l-a pervertit, i-a schimbat, dacă vreți, dimensiunile lui, modul în care îl folosește și îi face pe oameni să-l folosească în mod foarte greșit, întristându-l pe Dumnezeu. Și încerc cu primul tip de umor, umorul duplicitar. Adică cuvintele cu dublu înțeles. Eu nu stau să citesc prea mult, dar dacă vreți, totuși mai citim din când în când ceva, eu le spun, dar pot să șasă, le spun acestea proverbe, capitolul 26, versetele 18 și 19. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare,
Așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Am vrut doar să glumesc. Umorul duplicitar. Am văzut oamenii ăștia pe șantier, hoți. Hoți pe șantier, el zice, bun, văd acolo mașinăria aia, o iau, mă fac eu cu ascult, fac o glumă, ia că mă găsește asta când vine și o ascult. Dacă vine și așa, în altă, m-au văzut ce era, am făcut o glumă și așa, am vrut să glumim. Dacă nu observ atunci, gluma devine serioasă. Și a dus tot de mașină. Ca să nu mai zic de vorbele cu dublu înțeles, și aici mă adresez în mod special fetelor, și nu numai fetelor, culorilor, femeilor. Există tactica aceasta, dacă vreți, de seducerea femeilor, și mai ales carieră și nu treaba asta, fac, spun ei, limba italiană, batute, adică o batută, o glumă, spun ei. Ce să face frumos, ce bine ar fi și aruncă glumă, aruncă pastila, dacă vede că te superi, nu, eu am vrut, am glumit doar, e o glumă. Dacă tu râzi și tu la gluma lui, spune asta s-a prins, înseamnă că gluma merge mai departe. A fost odată un caz în țară, un lucrător era, nu știu mai mult, dar era un lucrător, era templar, și el construia mobilă. Cum era pe atunci? El construia mobilă și tot ziua a venit o femeie și a spus, bun, gulatul, mult rezistență, a uitat, lemn masiv, așa mai departe, a zis la orice, a zis, dar e, bun, patul, nu-i de ăsta care scârție, să nu scârție, că iau mult sau trebuie la asta să nu scârție patul. Că și el o pastilă, așa. Vrei să-l probam? Dacă prinde, merge mai departe. Dacă nu, nu, am doar să glumesc. Și multe glume au făcut oamenii. Dublu înțeles. O aruncă pe partea asta. Știm mai apoi, de exemplu, mai ales în capitolul acesta al seducerii, știm că pentru o femeie o glumă face mai mult decât multe alte lucruri. Adică un băiat să fie și zâmbăreț, să fie și glumeț, într-un fel, și asta prinde bine. Dar aveți grijă la vorbele cu dublu înțeles, la umorul duplicitar. Dar al vostru să fie? Da. Și nu să fie? Nu. Dacă vezi că cineva îți face o glumă de prost gust, nu râdeți și până la glumă lui. Să spunem, pare rău, dar cred că ai confundat cu cine vorbești. Probabil, ți-ai întâlnit că vorbești cu altcineva. Umorul tendențios, adică cel care lovește. Bătaie de joc care are, vezi pe cineva care să-ți bat joc de ea. De exemplu, luăm cazul pe Nina și Ana. Mereu o înțepa, adică făcea glume, batute, mereu câte ceva, o jignea, o lovea cu gluma, cu bătaie de joc. Cu porecle, cu ce știu câte porecle de fac parte din asta. Să-ți bat joc, să-l lovește cineva în personalitatea lui, în demnitatea lui, în rolul lui. Arunci glume de asta. O glumă e bună când dacă spun eu, râd și eu și râde și cel care mă adresez. Dacă eu râd și el plânge, gluma nu este bună. Este una tendențioasă. Adică altul plânge. Altul este și gândit, este rovit și gluma mea nu este bună. Mai este umorul vulgar. Și atenție aici că foarte multe glume, așa cum se fac la capitolul seducere și la capitolul acesta cu vorbe cu dublu înțeles și glumele proaste le numește Scriptura. Să nu se audă între voi cuvinte păcoase, vorbe de chipzite și glume proaste, care n-ar trebui să fie în gura noastră. Limbajul vulgar, nu te apare așa în glumă. Lucruri de care noi, ca și creștini, ar trebui să ne ferim. Dumnezeu să ne ajute. Este apoi umorul ușurat, flecat. Scriptura ne învață și Pavel îi spune lui Tit, lui Timotei, ferește-te de flecării, sunt printre ei mulți supuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se ascupe gura. Și vă dau aici ca exemplu pe Lot. Aveam un mod de viață, gluma era mod de viață. La el nu știai când vorbește serios, când râde, când plânge. El spunea glume stând serios, râdea spunând lucruri serioase. Și nu știai de aia dacă plouă, dacă e soare, dacă ninge, nu prea. Deci asta înseamnă l-a jucat chiar pentru fel. Și gluma ca și mod de viață, modul ușurat. Ginerii lui credeau că glumești.
Adică toată viața lui Lot a trăit așa, vorbea despre Dumnezeu, probabil, despre păcat, despre tot ce vorbeau ei, și Lot doar așa în cap a spine și mereu în glumă și mereu glumă și glumă și glumă, până când au venit niște îngeri, a venit Dumnezeu și a spus: Lot, ieși repede afară în noaptea asta, pentru că mâine Sodoma nu mai există pe hartă. Și ce pe Lot să spună? Dar cine știind cine-i Lot, cunoscându-l de 10 ani, 20, 30, cât s-au fi trecut, glumește. Știți ca povestea aceea, vine lupul la stâlp. Și dacă nu, hai să ne batem puțin joc de ei. Băi, vine lupul. S-au luat strâns toți, n-a venit lupul. Mai fac altă dată, vine lupul. Până când s-au săturat într-o zi, vine lupul. Odată a venit lupul, cu adevărat. Și s-au mâncat toate oile, i-au spus, lasă că glumește. A vorbit mult ușurat. Gluma, ca și mod de viață. E bine să mai fie și de o glumă, să mai fie ironie, să ai simțul acesta al umorului, dar ai și trupă din astfel un mod de viață. Nu glumi. Era o cântare, mi-a plăcea cântarea ce o cântam la corul, nu glumi, poate să. Și o să ajungem și acolo, cu ce putem glumi și cu ce nu putem glumi. Unde putem glumi și unde nu putem glumi. Unde putem să vedem și unde nu putem să vedem. Și să știm lucrurile acestea, ca nu cumva diavolul să ne prindă, să pervertească acest simțământ care a făcut Dumnezeu noi, simțul acesta al umorului. Mai există și umorul viclean sau mincinos. Vrei să spui o minciună și cel mai bine îți merge cu gluma. Știți, Samson? Se dă de vorbă cu Dalila. De unde ai cu câte Samson? Trebuia acum Samson să aleagă, ori să-i spun adevărul, ori să o mint. Să-i spun adevărul ce a făcut calculele, nu-i bine. Să o mintă, iar se face vinovat. Dar el a spus atunci, găsesc asta din mijloc, așa. Minciuna asta îmbrăcată cu glumă. Și ce cu glume? Știi, s-ar putea, o ia cu mâna asta, s-ar putea, probabil că, dacă, și începe cu mâna asta, dacă o să mă alege cu nu știu ce fel de ață, nu știu cu ce funii, neuscate, uscate, verzi, și începe cu verzi uscate. Și face o dată, face de două ori, face de trei ori, până când Dalila se trânge că Samson își bate joc de ea și spune: cum pot să-mi spui te iubesc când îți bați joc de mine? Și se oprește și la un moment dat îi spune: știi ce? De aici vorbim cu mine, cu mine nu mai merge. Dacă vrei să mergem împreună, cu mine trebuie să fii serios. Mie ori îmi spui, ori nu spui. Pe mine nu mă duce așa cu preș. Și când a luat așa Samson, atunci a spus: bun, îmi spun adevărul, și-a deschis toată inima, i-a spus adevărul și l-a costat. Dar știi ce l-a costat pe Samson? Nu faptul că i-a spus atunci adevărul, faptul că s-a jucat până atunci. I-am vorbit altă dată despre Samson. S-a jucat efectiv. Prinde vulpile de coadă, le pune câte o făclie, le dă drumul, ia porțile cetății, le duce pe umăr, se le fac o poartă, se trezesc ăștia dimineață, nu mai au porți. Le-a spus cineva pe el, face numai glume, Samson, toată viața lui, își bate joc. Adică nu ia lucrurile serios, cum vine că om vitească, un luptător, dar trebuie să facem asta, un om serios, potărât, să facă ceva bun. El vine doar așa, ca nimic, sunt unii care vin la așa, să mai râdă, să mai facă ceva. Orice, tot îi pe la capitolul ăsta, doar trece la râdă în fil în rost. Chiar odată cineva mă întreba, cum a fost în țări? Foarte, foarte. Dar ce s-a predicat? Ce a fost acest? A, nu mai știu, dar nu sunt foarte mult. Foarte mult. Deci, un predicator de ăsta ne-a făcut cu purțele pe jos de râs. Mă, am râs într-una. Deci foarte, foarte bine a fost. Ok, pentru noi, foarte bine. Dacă venim la biserică să râdem, bucură-te, tinere, în tinerețe asta. Fii cu inima veselă, te știună. Umblă pe credere și ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la întrebare. Nu o să te cheme comitetul sau pastorul sau părinți. O să te cheme Dumnezeu la întrebare. Mai este și un umor, îl numesc sabie. Adică șacalii. Sunt acele animale de pradă care de obicei apar în zonele care au fost defavorizate într-un fel. Dacă a fost undeva un cutremur, au murit oameni și șacalii merg acolo să
iată că între cadavre, când de gunoi, astăzi, la ora actuală, în Italia există o lege dată pentru asta, la Aquila s-a furat mult când e o inundație, când e un tremur, cad bănci, bani peste tot, bunuri, și atunci sunt șacali, așa sunt numiți cei șacali, oameni care profită apoi în urma nenorocirii altă. Adică umorul sadic este să râzi de unul care e în suferință, n-are un dietul în picior, să n-are un ochi, sau are un defect. Și tu în loc să-l compătimești, să spui mai, mă uit la tine și îmi dau seama eu ce har mare am, să am două picioare, să am două mâini, să am toate degetele, am să am urechi cum trebuie, să am totul cum trebuie, să arăt bine, să mă uit, să văd că eu sunt totuși bine. Și mă uit la tine și mă doare inima și în loc să-l compătimești cu unul care n-are un picior, să n-are ureche sau nu știu ce, nu mai are, eu încep să râd de ea. Și o să ajungem și acolo la pericolele umorului pervers. Ăsta e umorul sadic, să-ți bați joc de cineva care e în suferință, care e nenorocit, care e nefericit, care este deja lovit într-un fel de soartă. Care sunt pericolele umorului pervers? Adică, de ce trebuie să fim foarte responsabili cu umorul, cu ironia, cu gluma? Pentru că există o mare responsabilitate. Poți să te bucuri, poți să ai simțul umorului, ai ironie, să faci cum, mai fără. Cât ești tânăr. O să statistică spunea lucrul acesta că de obicei, gândindu-se la viața unui om, cele mai multe glume sau de cele mai multe ori râde omul, numim omul ființa umană, în copilărie. Și apoi, încet, încet, cu cât se maturizează, râde din ce în ce mai puțin, până când devine foarte serios și râde doar atunci când trebuie. Dar cel mai mult în perioada tinerești. De aceea noi trebuie să fim atenți și Biblia se adresează în mod special tinerilor. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă, cât ești tânăr. E dreptul tău, e adevărat, un simțământ pus de Dumnezeu. Dar ai grijă cum îl folosești. Pentru că dacă nu-l folosești cum trebuie umorul, s-ar putea cu el să lovești, s-ar putea cu el să ajunge mare pericol. Unul din pericol. Împiedică evanghelizarea. Și îl reiau din nou pe loc. Și-a pierdut familia. A avut o șansă. Să măcar gine, atâta mijlocit Avram înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă vii găsi atâția oameni, 50, 40, 20, 10 măcar. Câți oameni au ieșit din Sodoma? Lot? Câți au scăpat? De fapt, au ieșit 4 și au scăpat 3. Și când stai să te gândești acum la rece lucrurile, știți de ce? Pentru că Lot, cel care trebuia să fie reprezentantul lui Dumnezeu în mijlocul unui cetăți destrăbălate, a trăit o viață ușurată, mereu cu glume, mereu cu bancuri. El făcea bancuri despre Dumnezeu, despre Sodomii și despre astea, și nu s-a știut niciodată când vorbește serios sau când râde. Și ginerii lui credeau că glumește. Și eu cred că și ceilalți oameni, tot așa, au crezut despre Lot, Lot mereu a glumit. Au venit niște oameni la noi de sat, să vedea ceva, el mereu cu gluma. Aveți grijă pentru că gluma împiedică evanghelizarea. Aș vrea mult special să mă adresez tinerilor, dar nu numai lor. Tu ai venit aici în casa lui Dumnezeu și poate vrei, poate să găsești motive de râs. Dar aici vin oameni sinceri, care îl caută pe Dumnezeu. Poate cineva pentru prima dată intră în biserică și se pune lângă tine și te vede pe tine că tu nu se întrună. Îți spune întrebarea mea, unde am nimerit eu? De fapt, unde am venit? În loc să vadă niște tine care îl caută pe Dumnezeu la rugăciune, se roagă, la cântare, cântă, când se predică, ei stau și ascultă. Asta da, ajută evanghelizarea. Vine cineva, se uită de acolo, se uită la voi, la cor, la orchestră, se uită aici. Cineva care stă lângă voi, se uită la voi, în primul rând, la atitudinea, ce fac oamenii ăștia aici? Și vă văd, în primul rând, pe voi. Și ne văd pe noi. Ce văd de noi? Dacă văd oameni doar care râd într-una, la orice, trei copii pe aici râde, râde pe una. Ce zic cei care vin pentru prima dată? Mai bine două oară. De râs au ei destule glume și au destule emisiuni de anul la televizor câte vor glume și bancuri și povești. Au destule. Eu cred că aici în casa lui Dumnezeu e locul în care oamenii să vină serioși, să vină să-L caute de Dumnezeu într-un chinare și într-o legărere și să facă voia de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pentru că există, e adevărat, și râsul sfânt, nu știu dacă ați auzit de asta. Formă de chinare prin râs, oamenii râd până care le spargă. Și urmesc asta răsul spune, că ne bucură
au plecat și așa mai departe, Iisus spune noi, în închinarea noastră, și chiar Apostolul Iacov preia ceva din Vechiul Testament, spune râsul vostru să se prefacă în tânguire. În casa lui Dumnezeu, e momentul în care noi să venim înaintea lui Dumnezeu, Felix spunea în el și dacă noi vrem botezul Duhului Sfânt și noi promovăm noi pentecostali, promovăm botezul și lucrarea Duhului Sfânt, ar trebui să luăm aminte la ceea ce spune profetul Ioiel, lucrurile care trebuie să preceadă botezul cu Duhul Sfânt. Spunea, veniți, da, chiar acum veniți, copiii mei, veniți poporul Israel, cu post, cu plânse și cu voce. Veniți chiar acum. Sunați din trâmbiță o zi de jale, o zi de sărbătoare și ziua de post este o zi de jale, care nu stau să râd, nu, ci stau, e atitudine serioasă, e atitudine. Nu, nu, am zis cu fața, vă să mă pe parcă n-am murit toți, dar să nu fie râsul acela irreverent sau umorul acela pervertit. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ca prin umorul nostru, nu cumva să împiedicăm evanghelizarea sau să împiedicăm zimile bisericii. În loc să vină ceva să se bucure la biserică, se potrivește în modul în care ne comportăm noi. Al doilea pericol care poate aduce umorul pervertit, folosit de mod greșit, este că diminuează respect. 43 de copii, 43 de băiețași, de tineri. Era undeva la marginea unui păduri. Și trece pe acolo bătrânia. Era bătrână, deci mai bătrână în biserică. Și avea un defect. Nu mai avea păr pe cap. Era chiar pleșuț. Și băiețașii ăștia au început să uite, vine chiarul, suie-te, suie-te pleșugule. Și au început să râdă de el. Să facă glume. Nu au făcut altceva. Suie-te pleșugule, suie-te pleșugule. N-au un respect pentru omul lui Dumnezeu. Și-au văzut joc de el. De cineva mai vârstă că e un om al lui Dumnezeu. Suie-te pleșugule. De cineva care avea un defect. Și niște uși au ieșit din pădure și au murit 43 de băiețași de tine. De ce? Din cauza unei glume. Glume fără sare. Unei glume care n-a fost bună după voia lui Dumnezeu. N-a râs și Elisei și n-a râs nici Dumnezeu când s-a uitat spre băieții ăștia și mai mult n-au râs părinților când i-au văzut mâncați de râs. Un umor, au râs doar ei și diavolul împreună cu ei. Ai grijă cine râde de tine, ai grijă cine se bucură de bucuria ta. Ai grijă cine se veselește de veselia ta. Ai grijă cu cine, împreună cu cine râzi și de cine râzi. Ca nu cumva să vină o zi când să plângi. Și mai mult alții să plângă pentru tine și să ajungi de plânsul alta. Mai dau un exemplu că ar trebui Sara, știți că Sara, cuvântul, noi spunem Sara pentru noi, nu contează, dar Sara a fost schimbat numele. Și când a venit Dumnezeu la Sara, tot atunci când s-a dus la Sodoma, i-a spus lui Avram, Avram, eu l-am pe vremea asta, când mă întorc, Sara va ținea în brațul fiu. Sara a ascultat și acolo departe și a râs. I-a râs. Și se duce Dumnezeu și spune, de ce râs? Crezi că au venit să fac lume, să aruncă așa, să fii, chiar dacă ai tu 99 de ani, vorbesc serios. Și Sara a spus, nu, n-am râs, bă, da, ai râs. E adevărat, a râs și Avram. Așa, și cum spune Scriptura, și el puțin, putea zâmbi, probabil, și nu mi-a venit să creadă. Însă, vine o zi, când naște fiul ei, se spune ea, Dumnezeu m-a făcut de râs. Și a pus numele Isaac, Dumnezeu m-a făcut de râs, pentru că eu am râs de alții. Și ai grijă, când tu râs de alții, într-o zi vine și ziua când alții vor râde de tine. Trec anii și băiatul mai mare lui Avram râde de ea și de fiul ei, de băiatul ei. Când ea l-a încercat, a fost cu sărbătoare și a spus, nu știu ce a găsit de râs și mai ea. Dar, desigur, că a râs. A râs de mamă și mai apune. Cum a era în vârstă cum era și a râs. Și râsul acela a costat mult. A trebuit să plângă mult și să trimită Dumnezeu un înger, a fost izvolit de acolo și el și mama lui, din cauza unui râs. Au venit, nu știu ce lumea a făcut.
Atât. Îi spune că nu s-a simțit bine și a spus, stai puțin. Dar eu, pe oamenii ăștia, îi îngrijesc, le dau tot ce le trebuie. Eu mă îngrijesc de ei, le ofer condițiile cele mai bune. Ne purtăm frumos cu ei. Chiar eu m-am purtat atât de frumos cu ea, cu fata asta. Băiatul ei este aici, au tot ce le trebuie. Și îi zbat joc pe noi chiar. Și spunea, vreau bine cu acea, stai puțin. Că aici nu se poate așa, adică să râdă oamenii ăștia de noi. După ce oferim toate noi, să râdă de noi. Izgonește. Că n-am ce căuta aici cu noi. Ai grijă să nu cumva să facă Dumnezeu și într-o zi vine așa. Că îți dăruiește și îți poartă de grijă și îți faci atâtea lucruri și tu râzi. Vorbește Dumnezeu și tu râzi. Vie aici înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vine să asculte rugăciune, vrea să vorbească la oameni și tu râzi. Tu găsești doar motive de râs, de distracție. Pentru mulți închinare a ajuns distracție, ne place, vreau să ne simțim bine, la lagul nostru, aruncăm, mai dăm din noi, mai facem ceva, important că ne simțim bine, că ne distrăm. Nu am luat un păstor, era o evanghelizare, a venit primarul și a spus, hai băieți, dă cu portul la cei care cântau, arătați voi la domn primar cum se distrează pocăiți. Nu, noi nu ne distrăm, noi vrem să ne închineam în timpul Dumnezeu. Dacă vreți distracție, e în altă parte. În casa lui Dumnezeu este închinată cu reverență, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dacă vrem bucurie și vrem veselie, aceasta să fie în Duhul Sfânt. Aceasta să fie pentru că Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a răscumpărat și să avem o bucurie reală în Duhul Sfânt, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce mai face omul pervertit, un alt pericol, subestimează păcatul. Adică, pot să glumești cu păcatul. Proverbul capitolul 14, Proverbul capitolul 14, versetul 9. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bună glumesc. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Adică dacă tu faci glume mereu despre păcat, despre slujitor, despre biserică, înseamnă că nu îmi dai valoare. Diminuezi respectul lor, împiedici pe alții să fie evanghelizați sau să fie zidici, dar totodată subestimezi păcatul, la fel cum Samson a făcut. El a crezut că glumești, glumă, fac glume toată viața mea și o să fie bine. Nu, la urmă răzbătește toată. La urmă Dumnezeu a spus, ok, asta e factura, toate glumele tale, va vine plata. Îți scoatem ție ochii, trebuie să tragi la lușință acolo. Și o să vedem dacă o să mai cheltui glume ani după aceea. Și cred că n-am mai avut Samson și cred că n-am mai avut cheltui glume. Pentru că până atunci prea multe. Subestimează păcatul. O altă, un alt pericol al omului pervertit este tocmai acela care rănește, lovește, jignește. Vă gândiți la David și Goliat. Cu asta vine diavolul de fapt. Și își bate joc de el. Îl intimidează. Ce sunt eu câine? Vine la mine cu toieți, cu praști, n-a găsit altul, aduceți-mi unul să se lupte cu mine. Ce-i cu băiețașul ăsta? Și își bate joc. Își bătea joc de numele Domnului, de armata Domnului, de numele lui Dumnezeu, că n-are Dumnezeu oameni, că n-are și... Vine acolo un tineret. David. Un om care ia lucrurile foarte serios. El n-are credință. Îl spune, da, tu vii la mine cu ce vii tu, dar eu la tine vin cu lucruri serioase, vin în numele Domnului. Tu știi ce ai făcut? Eu cred că mai mult decât orice, mai mult decât credința care avea el că-i puternic și că-i Dumnezeu cu el, știți care cred că era garanția lui David că îl biruiește pe Goliat? Eu cred că era faptul că, prin atitudinea care a avut-o Goliat, ca să-i și spune de fapt, știți ce ai făcut tu Goliat? Ți-ai bătut joc de Dumnezeu. Ai luat în derâdere numele lui Dumnezeu. Eu vin în numele acesta și ăsta e un nume și va ști tot pământul, va ști că Dumnezeu este Dumnezeu peste tot pământul, că Israel are Dumnezeu, că numele Lui este Sfânt și este mare, slăvit să fie numele Lui. El mai mult decât pe puterea Lui era bazat pe faptul că Goliat era deja mort pentru că și-a bătut joc de Dumnezeu. Și Israel de ori și-a bătut joc de proroci. Și-a bătut joc de Fiul lui Dumnezeu, l-au bat jocuri, cuvântul bat jocuri, înseamnă tot mai glumă, bătaia de joc. Și-au bătut joc. Știți, loveau cu trestia în cap și puneau plecăciune împărat, l-au îmbrăcat cu o haină împărătească pe Iisus și băteau joc. Închinare și distracție. Își băteau joc de el. Adică ei se închinau, Fiului.
și au bătut joc. Și ăsta e pericolul umorului pervertit. Să poți să-ți faci joc de Dumnezeu, de casa lui Dumnezeu, de oameni lui Dumnezeu, de lucrare lui Dumnezeu, de Biblie. Știți voi că există în lume și Biblia hazlie? Niște oameni s-au pus să scrie Biblia hazlie. Adică au luat toate elementele din Scriptură și s-au putut joc de ele. Le-au pus așa, cu simțul umorului, le-au găsit fel și fel de conotații și au făcut ce există Biblia hazlie. Dar cum mă miră asta că niște oameni fără Dumnezeu, aferii care ce-au bătut joc de Biblie? Dar astăzi Biblia hazlie este predicată în multe biserici și sunt mulți care merg doar cu glume, așa cum ați spus. Dar bine, lumea e important că râde, dar râde de bine. Dacă plânge, nu vrea. La căsătorii, mă mai amintesc, era un predicator, nu, nici nu deschidea Biblia, dar începea să spună bancul de-a lui, povești, și era chemat la toate mânțile. Și nu devenea ale că familiile noastre ajung de râsul lumii, că noi la căsătorii primăm oameni care să facă să râde. M-am dus undeva la o nuntă și în timpul mesei, așa era practica în zona aceea, chiar păstorul însuși, a început să spună bancuri din întâmplări cu familia și așa mai departe. Și cât a ținut masa, a zis bancuri cu soacra, cu nora și cu familia, în general. Și în general, unde ajung familiile, dacă astfel se tratează problema la baza ei, adică la căsătorie, și nu le privim în mod serios, și nu vedem viața în mod serios. Bucură-te, tinere, în tinerețe ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Ai libertate să o faci, dar ai grijă să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Eu, un lucru dar aș vrea să spun, și cred că surorile știu asta, ca rețetă, în rețeta noastră de vorbire, de comportament și de predică chiar, umorul ar trebui să fie un condiment. Și nu un ingredient. Adică nu înseamnă că nu râdem niciodată, nu înseamnă că nu zâmbim niciodată, nu înseamnă că nu faci odată o glumă să batută cu zicul, nu înseamnă că nu o faci. Dar e una să fie un condiment, ceva, ca și mai pune piperul, pui piper acolo câteva fire de praf deasupra, e un condiment. Dar nu e un ingredient, că nu faci o mâncare doar pe bază de piper. Face acolo un kilogram de piper și îl fie, nu poți. Cam așa și cu glumă. E bine să fie printre câte ceva așa, să ai simțul umorului. Dar nu el să fie bază. Nu umorul trebuie să fie baza predicii. Nu umorul trebuie să fie baza convorbirilor noastre, a vieții noastre. Din când în când. Dacă ai ca și ingredient ceva care ai grijă să nu ofenseze, să nu rănească, să nu lovească, să nu subestimeze păcat, să nu împiedice evanghelizare, să ai grijă să nu rănească pe nimeni. Și mai ales să nu, ultimul pericol este că difuzează vulgaritatea sau limbajul stricat. Și la capitolul ăsta vă spun apa o regle. Îmi pare rău să spun că sunt prea multe porecle. Sunt prea multe, mai ales unele care nu se răpă. Și Domnul Iisus a luat Sfântul Mor. Și vă spunea, uitați-vă că și pe fiii din CPT, i-am venit fiii tune de lui. Au văzut că sunau, fugerau, așa erau, mereu foc din cer, așa erau, caracterul lor și erau din fiitorul. Dar aveți grijă și la sopranom sau poreclă, sau cum o folosim, ca nu cumva să rănească sau să lovească pe cineva, sau să își linească. Ferește-te de basmele lumești. Basmele, și Pavel spunea și pe Timotei și pe Tit, erau băbești, lumești, evreiești. Basmele eu le traduc prin bani. Așa era obișnuit să facă de oameni când se întâlneau. Satira, de exemplu, era o formă literară în care erau prezentate anumite realități cu spiritul acesta ironic, cu simțul umorului. Satira, mod satir. Realități din viață, care cumva să dea nume și să nu lovească, să spună bine, cineva făcea așa o satiră de felul acesta și spunea o glumă, oamenii râdeau, dar într-un fel, stai că despre noi, că e vorba despre alții. Era un mod de a comunica și a conversa. Deci Pavel este atent la aspectul acesta și spune grijă, ferește-te de basmele lumești, băbești și evreiești. Caută să fii evlavios. Și până voi vine, ia seama bine. Caută să te porți bine în casa lui Dumnezeu, pentru că este foarte important cum slujești și cum lucrezi. Ferește-te de fiecare lumea.
ferește-te de oamenii flecari și amăgitori. Ai grijă cu umorul. Pentru că poate fi o armă pe care o folosește diavolul și s-ar putea să fie o sabie care să fie până la urmă împotriva ta. Aș vrea să închei cu gândul acesta. Bucură de primire din vinerecea ta, fii cu inima veste creștină, gonești orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău și cinerecea și zorile vieții sunt trecătoare. Și eu spun doar atât, nu faceți glume. Deci, păcat, păcatul este păcat și trebuie privit cu seriozitate. Nu faceți glume despre biserică. Biserica este instituția lăsată de Dumnezeu, lucrul sacru, dacă vreți, păsare de Dumnezeu. Nu faceți glume despre biserică. Nu faceți glume despre slujitorii lui Dumnezeu, despre lucrarea lui Dumnezeu. Faceți glume de altceva, de mașini, de ce mai vedeți voi, de altceva. Dar nu despre lucrurile sfinte. Ca și tineri apoi, aveți mare, mare grijă. Nu faceți glume despre sentimentele voastre, cum de exemplu este iubirea. Adică nu mergi la om, ca și băiat să mergi la o fată, să-i spui că iubesc așa de zâmb și făcând glume cu asta. Asta nu prinde glume, nu te râs. În momentul în care spui unei fete că o iubești sau cu o cerică să sătăbrie, fă-o cu toată seriozitate. Când îi vorbești despre asta, nu fă glume pe asta. Fii ironic cu orice altceva, dar ai grijă. Sunt lucruri cu care nu trebuie să glumești. Despre care nu trebuie nici prin când să-ți treacă să glumești. Trebuie să fii foarte serios. Sunt lucruri serioase în viață. Și ai grijă. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Glumesc cu biserica, cu lucrarea lui Dumnezeu, cu Biblia, cu multe alte lucruri. Nu fi printre ele. Ai grijă. Poți să te bucuri. Ai libertate să te bucuri. Dar ai grijă că această libertate apoi atrage după aceea și responsabilitate. Ești liber. Bucură-te tine de tine de ta. Ești liber să fii cu inima veselă de creștină. Ești liber să umbli pe căile alese de inima ta. Să faci ce-ți place. Dar, în același timp, ești responsabil și Dumnezeu te va chema într-o zi la judecat. Ce ai făcut tu? Nu cumva ai glumit prea mult? Nu cumva ai glumit unde între ele? Nu cumva ironia, sarcasm, umorul le-ai pervertit și s-a bucurat diavolul de ele? Să nu fim un instrument în mâna diavolului, Dumnezeu să fie din des. Să știm să ne bucurăm, să știm să fim cu inima veselă, să știm ca și tine să să fiți zâmbitor, dar să aveți grijă totodată în casa lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, în închinarea lui Dumnezeu, în cântarea lui Dumnezeu. Să fim serioși, să fim reverenți, să fim evlavioși, să fim respectuoși față de lucrarea lui Dumnezeu, față de Dumnezeu și față de tot ce e de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Bucură-te din ele în tine, aceasta. Fii cu inima veselă, să fii spun. Umblă pe căia răspunde inima ta și plăcute ochilor tăi. Da, să știu. Pentru toate acestea te va chema Dumnezeu. Amin.